Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Apocalipsa, în capitolul 2, de unde citim de la versetul 1 la versetul 3. 4. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi și că ai pus la încercare pe cei care zic și au zis că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Amin. Reocupăm locurile. Am primit un bilet aici, fratele nostru Răzvan Bondoc din Brașov. Este în comă, moarte clinică de ieri. Credem 100% că Dumnezeu poate să-l aducă la viață. Poate. Dumnezeu poate. Vă duceți la Cluj, puteți să vedeți la oncologie, atunci care își așteaptă rândul la citostatice, cam 10%, poate mai bine 15% din cei care au cancer, au cancer la limbii sau cavității bucale sau a gâtului. Ar cânta, ei ar cânta, dar nu le permite tubul. Așa că probabil că sună mai convingător ce zic eu decât ce a zis George. Pentru mulți. Adică zice că cel care inima, are inima bună, zice psalmistul, să laude pe Domnul. Înseamnă că sunt puțin cu inima bună. Ceilalți, voi puteți să vă luați repaus. Vreau să vă explic în această zi că e greu atunci când pierzi câte ceva. Mai ales dacă ții, că noi ne legăm de lucruri, ne legăm de oameni. Există foarte multe depresii care sunt post-pierdere. Pierdut pe cineva drag, soția, copil, mamă, tată, greu își mai revin mulți. Nu mai vorbesc că ți-ai pierdut pacea, greu. Bucuria din casă, sănătatea, există chestii irreversibile de multe ori în sănătate. Nu mai poți întoarce decât să te obișnuiești cu gândul că e boala respectivă și să încerci să nu mori înainte de bolă, să mori după bolă. E greu ca să pierzi ceva. Numai cine o pierdut știe ce zic. Aici zice de părăsită dragostea din tâi. Pierderea este un act involuntar, nu vrei. Părăsirea e un act conștient. Hotărât să-ți părăsești nevasta, faci un plan. Poate între timp găsești și pe alta să fie planul mai grozav. Ai hotărât ca să părăsești, să-ți părăsești biserica. Încep să vorbești de rău pe ceilalți în biserică, că ai gândul să o părăsești. Atunci biserica e vinovată de foarte multe lucruri și trebuie ca să pleci aruncând cu foarte mult noroi. Să arunci găleata cu lături înainte de asta. Părăsirea e un act conștient. Pierderea este un act inconștient. Aici vorbește despre părăsire a dragostei din tâi. Ai hotărât să o pui într-un loc și să te dezici de ea. Cum te dezice de o pungă cu gunoi, cu pahare de cafea pe marginea drumului. Așa, direct. Săptămâna trecută o trimis cei de la drumurile, de întreținerea drumurilor în România. Nina, știu că mai există instituția aia fantomă. Oricum, o prins o femeie pe o cameră video, că a aruncat o pungă de gunoi pe marginea drumului, o luat-o, o împachetat-o frumos ăștia de la drumuri, s-a uitat să vadă cine e cu mașină, și o trimis-o acasă cu DHL-ul. Dați seama ce fericit a fost ea când a crezut că e o rochie de la Balenciaga, probabil. Primit de la Dior, cu complimente. Ne pierdem de multe ori prietenii, câteodată nici nu-i rău, că bine să n-ai mulți prieteni, bine să ai puțini și buni. Și care atunci când ești necaz să fii acolo. Nu, te uiți pe Facebook și te bucuri, am 4200 de prieteni. Ea încearcă să te îmbolnăvesc, o să rămâi fără servici, să vezi câți mai rămân. Sau fără bani. Aici zice să nu-ți pierzi, să nu-ți părăsești dragostea din tâi. Hristos e gelos.
El ne-a avertizat că eu vreau dragostea voastră și eu vreau toată. Eu nu mă mulțumesc, zice Domnul, cu procente. Dacă vreți ca să-mi dați 10% sau 90%, nu-mi dați nimic. Rămâneți voi cu toată. Eu n-am nevoie să împar cu diavolul. Diavolul se mulțumește cu 10%. Diavolul vrea ca să-i dăm 90% din dragostea noastră de Hristos și să-i dăm lui 10%. El nu vrea mult. Niciodată să știi că Satana nu vrea mult. Dar știe că puținul pe care le-a de la noi e suficient ca să ne distrugă tot restul vieții. Vă garantez că dacă scuipă cineva într-un bazin de 1000 de litri de apă, nu mai bea nimeni. Indiferent cât vii de sete. Dar scuipatul e nesemnificativ la greutate, la celelalte lucruri. De ce nu mai beți? O altera toată apa. Satana știe că dacă folosești un procent de mizerie în cursul vieții noastre de creștin prafă-i. Hristos nu vrea. Zice, om dai tot, om nu-mi dai nimic. Eu n-am nevoie nici de banii tăi, 10% sau ce vreți dumneavoastră. Zice, a meu e cerul și pământul. Tu trebuie să mulțumești mie că eu îți permit ție să-ți păstrezi restul de 90%. Voi așa trebuie să vă setați. Nu că îi dați voi 10% Domnului, ci că Domnul vă permite să vă păstrați cei 90% care sunt tot al Lui. Că putea să zică, Domnul, mie îmi dați 90% și vă 10%. Ca să aveți și voi prin ce trăi. Dar Domnul e bun cu noi, prea bun cu noi, cu toate. Hristos nu vrea procente din viața noastră. Om dai tot, om dai nimic. Poate că procente vrea șeful, poate că nici soția nu se mulțumește cu asta, nici soțul. Dumnezeu vrea de la noi să avem pasiune și foc și jertfă. Nu vi se pare ciudat, iubiților, că noi avem suficientă religie, insuficientă religie să ne putem iubi unii pe alții? Și totuși avem suficientă ca să ne simțim mizerabili aici în biserici? Cu ce plecați dumneavoastră decât cu un sentiment al păcatului? Că eu sunt păcătos. Plecăm din locul acesta cu gândul de multe ori că nu ne-a rezolvat problemele spirituale. Și nici nu aveți cum să le vi le rezolvați în 2 ore. Dumneavoastră nu puteți ca să rezolvați în 2 ceasuri o săptămână de faliment. Dumneavoastră nu puteți cu 2 rugăciuni. Păi băi, la noi la biserică nu se roagă mai mult. Dar ce vreți să facem? Vreți ca noi să suplinim în timpul de 2 ceasuri tot ce nu v-ați rugat dumneavoastră o săptămână? Vreți să cântăm tot ce n-ați cântat dumneavoastră o săptămână? Vreți ca să vă citim cuvântul Dumnezeu tot ce n-ați citit dumneavoastră într-o săptămână? Păi dumneavoastră trebuie să veniți cu un orizont al pregătirii în locul acesta. Avem cina Domnului și am spus-o întotdeauna, nu mai priviți-mă ca pe un simbol. Dumnezeu nu vrea să mai audă de la noi lucrurile acestea. Domnule, simbolul cine e Domnule? Nu e adevărat. Hristos e prezent în pâine și în vin. Nu mai vorbiți de simbol. Nu-i teoria aducerea aminte, că ne aducem aminte de jertfa lui Iisus Hristos. Aici noi nu vorbim de amintiri. Cina Domnului mai este mai mult decât un simbol. Cina Domnului este acea parte în care Hristos intră în noi și noi intrăm în Dumnezeire și Dumnezeu transformă ceva în viața noastră. Să aveți niște așteptări fantastice de la trupul și sângele Mântuitorului nostru. Dacă numai un simbol, venim aici și atunci ne gândim la simbol, la biscuit sau la pâine, dacă e azimă sau asta, marea noastră problemă era ce facem cu azi mai ieri. De unde o facem? A ce o facem? Unde s-o facem? Cine s-o facă? Surorile noastre. Păi spunea cineva, dar frate, de la noi din România, cei de acolo din sat care erau pocăiți, dar zice, nu trebuie să o facă o văduvă. Poftim. Trebuie să-ți moară cineva să poți face cine. Îți glasă, le facă surorile astea, că oricum să sunt ca niște văduve toate. Na, bun. Și atunci stăm și noi nu ne pierdem, că vinul oprit, că vinul, că nu știu mai cum, că... Dar asta e important pentru noi acum. Asta e important. Că n-am fost, parcă v-am povestit data trecută, cu toți tinerii noștri, am fost la Nicolina, la Iași, la Biserica Creștinului pe Evanghelie. Că ei rupeau din franzele, domnule. A noi, numai azi mă mâncaseră până atunci. Aveau 16 ani. Și la 16 ani se uitau speriat și legaliști. Mâncăm așa ceva, frate? Din toată ne-am simțit păcătoși în timp ce rupeam franzela aia. Dar asta vrea Dumnezeu de la noi, ca să ne băgăm în tot felul de religii, în tot felul de ciudățenii care de care, și asta să ne dezbine.
Voi nu vedeți că voi sunteți o minune a Harului lui Dumnezeu aici? Că putem să fim creștini după Evanghelie, de două coloraturi sunteți aici. Baptiști, de două feluri sunteți aici. Pentecostali, de vreo 7. Ortodoxi, de nu știu mai care. Și catolici, și oastea Domnului, și sâmbătari suntem aici între noi. E o minune a Harului lui Dumnezeu că suntem împreună. Dumneavoastră credeți că asta se poate realiza prin înțelepciunea unui grup de conducere, a unei biserici? Voi nu vedeți că Duhul lui Dumnezeu ne-a strâns împreună și ne-a unit? Avem nevoie de pasiune. N-avem nevoie să mai cântăm cântarea încă o dată. N-avem nevoie să mai fim îndemnați încă o dată la o rugăciune. Avem nevoie de a iubi pe Iisus Hristos. Nu vă părăsiți, nu vă pierdeți focul acela cu care a slujit pe Dumnezeu. Am 51 de ani și îmi dau seama că dacă nu sunt atent, pierd exact flacăra aceea. Sigur că nu mai am, trupul nu mă mai ascultă de multe ori. Sigur că poate că atâtea lovituri sau atâtea probleme pe care le am de multe ori mă fac să fiu mai moale, dar nu vreau să pierd interiorul. N-are legătură cu exteriorul. Vreau ca să slujesc pe Dumnezeu din toată inima, cu tot cugetul meu, cu toată mintea mea. Vreau să-L iubesc pe Dumnezeu. Pentru că nu vreau ca să fiu după aceea un mormolog din acesta spiritual care să mă târăsc de la o zi la alta. Biserica știe când eu fac lucrul acesta fără pasiune. Și dacă eu le slujesc lor fără pasiune, nu mai vin după mine. Ei n-au nevoie să vadă un pastor care nu poate arde pentru o idee. Dacă nu poate arde pentru o idee, aceea nu o să meargă după el. Voi cei mai mulți vorbiți despre faptul că vreți să muriți pentru Hristos, dar voi nici n-ați trăit vreodată pentru El până acum. Cum să cereți să muriți până n-ați trăit? Iisus Hristos, îți dați seama, mă, știți cum e cu dragostea asta? Dintr-o dată să vii să vezi că ai nuntă. Te pregătești. Mergi cu maică ta la altar. Toată noaptea n-ai dormit nimic. Ți-ai aranjat coma. Ți-ai pus pe ea gel. Ți-ai pus o floare din aceea mare, ți-ai tras niște pantaloni, mai putut pe tine, până când ca așa se poartă la mod acum. Ți-ai ridicat gulerul la cămașă, parcă ești detectivul Colombo. Stai, te căsătorești. O iubești din toată inima. Și apare ea. Nu este că în gumă. Nu ne cu taicu-s-o. Tu ești, eu. Hai să ne căsătorim. Îl iubești pe omul ăsta? Da. Vrei să te căsătorești cu el? Da. Asta faceți cu voi cu Domnul? Asta e căsătoria voastră cu Hristos? Parcă alții v-au dus la botez, parcă alții v-au pus să cântați, voi v-au țintat la voi așa. Îmi spunea un frate zilele acestea, păi nu pot să fiu predicator, zice, că fac infarct când mă uit la oameni în față. Și nu pentru că am emoții, când îi văd cât de pasionat sunt pentru ceea ce fac. Băi, oameni buni, dacă mă duc la meci, îs fan și strig toată lumea, dacă dau un cap unul la altul cu ceva, arunc câte o lumeniță din asta cu vitamina K în ea, păi ce fan e ăla, mă. Și strig în toată inima și ajung răgușit a doua zi de la un concert proconsul. Bă, e fan. Și dacă strig în biserică, sunt fanatic, mă. Deci numai aici trebuie să se oprească toate pasiunile. Aici nu-i voie nimic. Aici trebuie să fiți raționali. Aici să aveți grijă cum cântați, cum vă lăudați pe Dumnezeu. Aveți grijă. Mor bisericile în România. Să închid încet, încet. Au mai rămas pustii. Exact acum au inventat și ele, ăsta cum se numește, Facebook-ul și transmisia live, când sunt goale. Nu vedeți că 99,99% din biserici nu mai transmit numai parte din față. Nu mai pot întoarce camera invers. Pentru că nimeni. Pentru că în sfârșit au ce și-au căutat de mult. Numai ei să fie. Au ajuns ei, în sfârșit. El e pastorul, el e cântăreț, aici sunt ei și ori dorim mult să fie o scenă. Ori ajuns o scenă de oameni. Oamenii nu se mai întorc la noi, oamenii nu mai văd pasiunea aceasta. Nu mai au dragoste pentru cuvântul Dumnezeu. Și când vorbesc despre asta, am fost în Dărăbani. Fraților, la 100-200 de metri din noi era biserică ortodoxă. N-am văzut așa ceva în viața mea. Deci de 30-40 de ani nimeni nu a cosmetizat biserica respectivă. Sfinții erau căzuți de pe pereți.
Nu mai era o stare de aceasta de lăsare fantastică. Gândiți-vă dacă noaptea nu puteam dormi din cauza cucuvelelor. Era plină biserica de păsări. Era mizerie în ea. Sfinții căzuseră din exterior. Mai rămăseseră doar niște locuri. Se vedea cărămida din turn. Nu-i mai pasiune, nu mai au nimeni. Te duci la meci, da mă, toată lumea strigă acolo. Trebuie să vină cordoane întregi de polițiști ca să-i stăpânească. Pentru că oamenii aceia cu pasiune se duc la meciul ăla de fotbal sau la concertul acela. Vine nu știu mai care, destrăbălată, destrăbălat, vine să cânte. Nici nu trebuie să deschidă gura. Toată lumea, mii de oameni, zeci de mii, 100 de mii de oameni încep să cânte cântările. Așa este sau nu este așa? Și când e vorba de Hristos, mucles. Toată lumea pe pauză. Privim pe Domnul. Nu vă pierdeți niciodată dragostea asta. Rugați-vă astăzi și spuneți Domnului, Doamne, nu mă lăsa. Nu mă lăsa, vreau să ard, vreau să te iubesc din toată inima mea. Am pierdut cel mai important lucru în relația noastră cu Dumnezeu, dragostea noastră pentru El. Dumnezeu e mai interesat decât boxele acestea, decât cântările acestea. Dumnezeu e mai interesat decât făcutul unei case în România. Dumnezeu este mai interesat ca noi să-L iubim pe El. Pe El. Noi orice am face, numai ca să nu-L iubim. Am lucrat pentru El. Dom'le, îți iubești soția? Cum să nu zice pastore? Eu fac piața. Hei, hei, te-am întrebat altceva. Dacă o iubești, eu am făcut pruncii. Îți iubești soția? Acum ascultați un răspuns mai îngrozitor. N-am înșelat-o niciodată. Eu te-am întrebat dacă o iubești. Că voi ați putut fi pocăiți buni, dar fără să-L iubiți pe Domnul. Voi ați venit duminica aici, voi n-ați mers la meci, voi n-ați tras iarbă, voi nu v-ați îmbătat, n-ați gustat odată ce înseamnă un pub. Nu asta e întrebarea pe care v-am pus-o. Voi îl iubiți pe Domnul? Asta e. Ne părăsim dragostea din tâi și ne-o pierdem și atunci din cauza asta mulți dintre noi își vor pierde, știți ce? Răsplata. În 1 Corinteni, cuvântul Domnului zice că va veni vremea în care vom sta înaintea judecății lui Dumnezeu pentru a fi răsplătiți. Și fiecare va veni cu lucrarea lui pentru Domnul. Și atunci Domnul zice, la fiecare va lua lucrarea și va trânti-o în foc. Nu contează ce lucrare. Zice, asta e bună, în foc cu ea. Te gândi să-i pună medalie? El o aruncă în foc. Vine la tine, asta e bună, asta e bună, asta e bună, asta e bună de nimic. Iar în foc cu ea. Și va veni o zi în care unii vor pleca cu 10 la cer și alții cu 5. Va veni o zi în care alții vor avea cununi și alții nimic. Hai în cer și tu. Așa ați vrea ca să absolviți facultatea asta? Așa ați vrea să fie cerul pentru voi? Să vă ia Domnul de mână să zică și ăsta e în cer. Mai am încă 2. În cer. Dar așa va fi. Eu vă explic cum va fi. Când aud că există pentru unii că s-a sculat, Hristos s-a sculat în picioare când a murit Ștefan. Spune că îl văd pe fiul omului stând în picioare, zice Ștefan murind cu cele deschise, stând la dreapta tatălui, în picioare. Vine un rob important. Și de ce s-a ridicat în picioare? Să ridice și pe îngeri. Toată lumea în picioare, zice Domnul. Eu știu că asta înseamnă curtozia. Când regina se ridică în picioare sau regele, toată lumea se ridică în picioare. Când stă jos, stau toți jos, dar după. Când Hristos s-a ridicat, tot cerul s-a ridicat în picioare. De ce? Vine Ștefan. Cine Ștefan? Unul fără multă școală, un diacon simplu, bisericii primare, dar om răsplătit. Aici noi nu vorbim de pastori. Bă, cerul să se deschidă. Toată lumea, că vine pastorul cu ta, vine protopopul. Nu. Nu, nu, ci zice, Doamne, Doamne, dar n-am cântat noi, n-am făcut noi, nu v-am cunoscut niciodată. Duceți-vă de la mine. Voi care ați lucrat fără de lege. Ce înseamnă fără de lege? Noi aici nu e vorba de păcat, că vorbim de lucrare. Aici vorbim de lucrarea aceasta pe care mulți nu mai fac și alții o fac din tot felul de motive.
O fac pentru că trebuie. O fac pentru că trebuie. N-ați fost toate la conferință de familie aici. Știți ce ne-a spus în biserică? Nu e nimic mai tulburător pentru un soț decât șantajul sexual al femeii care face dragoste cu el pentru că n-ar ce să facă. Și vreau să înțelegeți, până când muriți de aici de la mine, să învățați că voi nu trebuie să faceți lucrurile că trebuie, ci pentru că iubiți. Noi nu cântăm, eu nu vin aici pentru că și luna viitoare sunt cu voi dacă Domnul ajută. Pentru că știu un singur lucru, că nu vreau să mor înainte de a mă băga în groapă. Mulți v-ați pierdut visele astea și le-ați mormântat. La 22 de ani, 25 deja s-a dus totul. Și știți de ce? Pentru că n-ați visat XL. N-ați visat larg să încăpeți în ele. Vreau să-și mai aduc aminte cei cu care am început biserica aceasta. Sâmbătă seara, înainte de deschidere, nu știam cine va cânta. Căutam un om cu orgă, știe cineva care are. Cine va predica, cine va face ceva aici, nu știu, în biserică, cine vor fi ușieri. Era o mână de oameni, dar le-am spus, vai de noi dacă nu visăm. Vai de noi dacă nu avem vise mari. Și suntem deja marturi unui vis mare. Și văd împlinirea acestui vis în oameni. Că dacă atunci îmi doream 30 de membri, acum am avut 30 de oameni care au lucrat pentru o casă numai. Toată viața mea am îndrăznit să sper mult cu Dumnezeu pentru că nu vreau să-mi pierd răsplata. Dacă mă duc în cer, vreau să plec cu răsplată. Și voi sunteți oamenii pe care trebuie să-i învăț că trebuie să mergeți cu 10 în cer. Cu 10. Românii zic să se închidă ușa raiului pe mine. Exact ca și ușa de la când vă duceți la cicu. La noi se închideau mult. Mergeai cu haina afară la când plecam în București la școală, ăla, cum se numește, metrou. Câte o jantă mai părea. Câte unul. Cât așa era situația. Mai se închidea ușa pe noi. S-ar putea ca să se închidă pe în față. Indiferent cât ai distanță. Mulți poate probabil că de-aia fac distanță mare ca să fie siguri. Dar ușa se poate închide pe aici sau și pe aici. Nu vă fixați obiectivul ăsta, că e groaznic. Vreau să îl aplicați. Ideea aceasta, trebuie să ne judecăm pe noi înșine. Mă pun seara în pat și știți ce fac seara? Vă spun că e un exercițiu de vreo 4 ani, îl fac numai și nu este perfect. Stați așa cu ochii închiși și încercați să vă aduceți aminte câte porcării ați făcut toată ziua. Să vedeți cum ajungi la un moment dat să zici, mă, ăsta nu fu bun de nimic, lucrul ăsta. Am așa un sentiment dezastruos când îmi dau seama că am trăit ziua degeaba. Dar ce bine mă simt când știu că, uite, mă, ăsta nu fu rău. Mă judec, că nu vreau să mă judece el. Prefer să mă judec eu în fiecare seară, ca să nu mă judece el după. Și atunci încep să zic, mă, uite ce am zis, sau n-am făcut, aia nu-i bine. Și după ce m-am judecat aspru, pot dormi mai bine. Faceți asta să vedeți. Și să vedeți câte lucruri bune faceți pe zi și câte lucruri bune de nimic faceți pe zi. Și o să vedeți abia atunci ce înseamnă să pierzi timpul. Ce înseamnă să pierzi timpul? Păziți-vă bine, zice în Biblie, nu să vă pierdeți mântuirea, ca nu cumva să vă pierdeți rodul muncii voastre. Nu mântuirea, că eu nu sunt omul care crede că zice Dumnezeu, bă, omul ăsta s-a luptat pentru mine și nu a apucat să moară martir. Nu mă interesează. Ăla nu a apucat să ajute niciun sărac. Nu mă interesează. Tot m-am frământat, ce doctorul către mine, de nu-ți mai slăbești 10 kg, să nu mă mai vezi în fața ochilor. Dar dumneavoastră m-ați operat, nu mă interesează. Mă, m-am simțit așa din toată fugărit. Gândiți-vă că s-a operat de un an și nu vrea să mă vadă. Doctorul care m-a operat, ești gras ca un porc. Te-am văzut la televizor. Domnule, m-ați operat, trebuie să vedeți cum merge operația. Nu, slăbește.
greu. Și a zis un profesor din ăsta care face, urcă munții, nu știu mai care, și a spus așa, pastore, te slăbesc de nu te vezi. Fiți atent ce vrea să facă, zice, mă mut cu tine. Și zice, cât mănânc eu, mănânc și tu, cât mă mișc, te mișc și tu, vreau să spun că se poate. Vreau să stau cu tine, vreau ca să-mi petrec timp cu tine și într-o lună fac om din tine, dar lasă-mă, zice, să încerc cu tine. Cum adică zic? Tu vrei ca să nu mănânci și tu, ca să slăbești împreună cu mine? Zice, uite, slăbești și eu. Și tu câte kilograme ai? 74. Păi stai mă puțin, mă, că eu am 110. Deci gândiți-vă, un om de 74 vrea să slăbească 10 kilograme cu mine, împreună. Și m-am gândit după aceea că așa a făcut Hristos cu noi. Iisus n-a zis, sfințiți-vă viața, ce a venit și ne-a arătat cum trebuie. A venit în lumea noastră și a zis, băi, se poate. Nu se poate, ba se poate, zice Domnul. Se poate și am făcut-o eu și am fost om ca voi. Hai că puteți! Asta vreau să aud de la voi. Hai că pot. Pot lucra, pot face ceva, pot. Vreau să vă spun că să nu vă pierdeți niciodată asta, că atunci când v-ați pierdut răsplata, v-ați pierdut și menirea. Am predicat pe la Betania, mai predic din Geneza și mi-am adus aminte de Lot. El până atunci el a fost un pocăit cu untiusul. Dar au zis nevastă sa, bă, hai să stăm aici, mă, și în oraș, Sodoma. Tătă lumea, bă, e duș, nu știu ce. Hai să mergem aici. Lot, sunt convins că el nu prea au vrut el ca să despartă de Avram, dar dorința îmbogățirii, soția, celelalte lucruri s-au dus acolo. Dumnezeu nu l-a condamnat că a rămas în Sodoma. Dumnezeu l-a condamnat pentru ce a făcut Sodoma din el. O zis frați câte homosexuali. Când au venit să trăiască cu îngerii, au ieșit la poarta cetății, că era și șef, și au zis frați către ei. Știți ce au zis ceilalți care au fost lângă el, ceilalți judecători a cetății? Uite și pocăitul. Uite și pocăitul. E frate cu noi. Noi suntem separați. Sunteți într-o țară în care știți că tragedia acestei țări a început în momentul în care prințesa acestei țări a murit în mașină cu amantul și avea doi copii mici care sunt la fel de departe astăzi de tot ceea ce înseamnă monarhia adevărată. Prințesa a murit într-un tunel. Nu era locul ei acolo. Voi aveți un destin ciudat și noi avem un destin ciudat. Noi suntem copii de Dumnezeu. Diavolul nu are voie să-și bată joc de noi. Noi nu putem fi frați cu homosexuale. Noi suntem frați unii cu alții. Pentru ei ne rugăm, pentru ei plângem, pe ei ajutăm, dar frați suntem aici. Nu putem să spunem că iubim lumea aceasta, noi suntem parte a alte lumi despre care vreau să vă vorbesc de seară, dacă mă va mai fi o de seară. Vreau să închei spunându-vă că suntem chemați să fim împărați al lui Hristos. Nu cerșetori. Nu stau toată ziua și zic, Doamne, fă o minune aici. Nu-i dai la robul tău ceva. Nu mai cer nimic de la el. Tot ce mi-am cerut în anii aceștia, totul mi-a dat. Ne-a mușcat limba, a zis asta, nu te-o cer. Nu că a fost mândru. Am vrut să văd dacă-i pas. Am vrut să văd dacă mi-e pasă de mine. Cel mai puternic este, am învățat zilele acestea, cum poți să-L pui tu la încercare pe Dumnezeu, când tot El te-a pus la încercare pe tine până acum. Pune la încercare. Domnul zice, pune-ți-mă la încercare, zice Domnul. Noi nu-L punem pe El la încercare. Noi cerem numai Lui. Dar hai încercați-L. Hai să te văd cum lucrezi acum. Uite, îți dau aia tot. Fac asta. Fac, nu știu, vreau să mă pun cu totul la dispoziția ta, trebuie să mă scap de asta. Am o problemă, vreau să văd cum o rezolvi, vreau să văd cum dezvolți în mine un om nou, spăcătoasă și păcătos. Tu poți schimba viața mea.
Am fost săptămâna trecută la Rugul Aprins. Acolo am văzut oameni frumoși. Oameni de la ultraconservatorii pentecostali care aveau mulți prunci acasă, la ultracarismatici, cântau aceleași cântări, lăudau pe Domnul din toată inima, nu se judeca unul pe altul. Ori întregi s-au rugat la ponoare pentru trezirea spirituală a României. Când m-am dat jos din mașină să mă duc să predic, a venit la mine o femeie și mi-a spus așa: te iubesc, omule, sunt de la capătul pământului. 6.000 de fete din România ne-au dus să fim dansatoare acolo în țara aia, în Japonia. De fapt ne-au dus pentru altceva, pe cele mai multe dintre noi. Nu știam despre Dumnezeu nimic. Eram carne. Atâția bărbați pe zi, 24 de ore, atâta câștig. Eram un număr. Și atât. Într-o zi, căutând ceva, s-aud ceva de acasă. Am dat peste o predică a unui pastor obosit într-o biserică din Londra. Și am zis, există în Londra biserici de români, poftim. Dumnezeu a lucrat în inima mea și m-am întors la El. Când m-am ridicat în picioare, nu a fost nimeni să-mi spună, nu mai fă asta. Duhul Dumnezeu mi-a spus, gata, du-te și spală vasă, spăl mii de vase, uită mâinile. Sprințesa lui Hristos și prințesele spală vase. M-am dus și am spus altor fete ca mine, l-am găsit pe Iisus. Acum suntem 8. Ne adunăm 8 dimineață, fiecare duminică când vă adunați voi aici dimineața, la noi câtă seară. Stăm și privim și ne rugăm împreună. Ne-am botezat una pe alta. Nu este nicio biserică. Dar avem un Dumnezeu mare și bun. Nu există mai frumos lucru decât, după ce am spălat mii de vase toată săptămâna, să ne adunăm și să cumpărăm o sticlă de vin și să rupem o bucată de pâine. Suntem prințesele lui Dumnezeu. Indiferent ce ai fost cândva, indiferent cât și-a bătut joc satana de tine, Dumnezeu vrea să fie regină și vrea să fie rege. Tu ești cineva în ochii lui Dumnezeu. Lumea te prețuiește în bani, în putere, în tinerețe, în diplome, în funcții. Dumnezeu te prețuiește, doar El te știe, doar El te cunoaște așa cum ești. Și nici măcar nu te prețuiește pentru ceea ce ești acum, ci pentru ceea ce poți deveni odată. Când lumea se uită la tine și zice, uite un gunoi, Dumnezeu zice, uite Sfântul meu. El nu te vede astăzi. Spunea la biserica noastră o chestie tare faină duminică. Țineți minte când ne jucam că aveam sticle colorate. Dacă voi aveți ochelari colorați. Și dacă, de exemplu, te duci și ai o sticlă roșie și o pui la ochi, toate lucrurile le vezi roșii. Dacă ai o sticlă verde, toate lucrurile le vezi verzi. Bă, ce de fotosinteză! Nu. Dacă ai o sticlă albastră, vama veche. Dacă ai, nu știu ce, Hristos, Dumnezeu ne privește prin sticla care e Hristos. El e neprihănire. Tu ești și eu sunt gunoi. Urâți, sunt foarte urâți. Și atunci Dumnezeu ne privește prin sticla neprihănirii care e Hristos. Și ne vede albi. Ce frumos ești. Ați înțeles? Cum ne privește Dumnezeu? Prin Hristos. Prin Hristos. Și astăzi la cină ne privește prin Hristos. Să nu vă pierdeți sufletul. N-aveți decât unul singur. Dați-l lui Dumnezeu sufletul acela. Are valoare în el. Dacă iei un tablou pe care scrie Rembrandt, te-ai făcut? Dacă găsești în podul casei părintești o statuie de lui Brâncuș, ești adevărat. Nu mai bați un cui în Anglia. Dacă, de ce? Pentru că scrie Brâncuș pe ea. Pentru că scrie Michelangelo pe Capela Sistină. Pentru că
sufletul tău e important pentru că pe el scrie Hristos. S-a semnat și el. Pe fiecare suflet nenorocit de aici, urât, cum ți se pare ție, sunt un suflet urât. Pe fiecare suflet scrie Iisus. El cel care l-a creat. Și-a pus numele acolo și atunci e unic. 7 miliarde de oameni, zice, că sunt pe pământul ăsta, dar nici unul ca tine. Și avea pe UNESCO o poezie că din toate pe planetă ce frumos e omul, numai el nu se repetă. Ești de nerepetat. Vei muri într-o zi. O să-ți fac o placă din aia de nu știu mai care, aici odihnește roba sau robul lui Dumnezeu nu știu mai care. Te vom uita rapid. Să vezi ce repede uită lumea. N-ați văzut la americani, azi a murit taică s-o deseară întreb cum e fain, zice. La ei e fain. Lumea te uită. Pentru că nu ești decât un praf în vânt. Numai Hristos și aduce aminte de tine. E etern. Sufletul tău e mai tare decât piramidele. Piramidele și imperiile au fost și se vor duce. Dar sufletul tău rămâne veșnic. Pentru el s-a plătit un preț. Pe tine nu te-a costat nimic sufletul. Dar pe Hristos l-a costat totul. Pentru sufletul tău să duce bătălie continuă. Să bate pentru el și Satana și Dumnezeu. Nu-ți pierde o grămadă de lucruri în dimineața asta. Haideți să ne ridicăm în picioare.